Guvernul a prelungit cu trei luni, respectiv până la 30 iunie 2016, termenul până la care contribuabilii pot plăti impozitul pe clădiri, pe teren și pe mijloacele de transport și pot beneficia astfel de bonificația stabilită de către consiliile locale pentru plata integrală a acestor obligații, care la Roman este de 10%. De asemenea, a fost prelungit cu două luni până la 31 mai 2016, termenul până la care persoanele fizice și juridice care dețin mijloace de transport radiate din circulație până la 31 decembrie 2015 au obligația să depună o declarație în acest sens. A mai prelungit cu două luni și termenul până la care pot fi depuse declarații privind destinația clădirilor. O modificare importantă este cea privind prelungirea cu două luni de la 31 martie 2016 la 31 mai 2016 a termenului până la care persoanele fizice care au în proprietate clădiri cu destinație mixtă sau nerezidențială pot depune declarația privind destinația clădirii. Tot cu două luni până la 31 mai 2016 se prelunge și termenul până la care persoanele juridice pot depune declarația privind clădirile pe care le dețineau în proprietate la data de 31 decembrie 2015, destinația și valoarea impozabilă a acestora. Potrivit actului normativ pentru anul 2016, primul termen de plata impozitului sau taxei pe clădiri, pe teren, respectiv impozitul asupra mijloacelor de transport, se prelungește de la 31 martie 2016 la 30 iunie 2016. Măsurile sunt incluse într-o ordonanță de urgență aprobată în ședința de miercuri a Guvernului, prin care au fost aduse unele modificări codului fiscal. Ordonanța de urgență va intra în vigoare imediat după publicarea în monitorul oficial.